Da, tema cu a fi sau nu fi om de afaceri, în general furați de internet și de alte pasiuni pe care le avem, ușor, ușor tindem să ne rupem de zona umană a noastră și, adaptând un pic citatul lui Shakespeare cu a fi sau a nu fi, pe care îl mai pomeniste și un antevorbitor mai devreme, cred că colegul de la Nokia a avut ceva cu Shakespeare, vroiam să vă aduc un pic și în zona asta a umanului. Sigur că e foarte bine să facem afaceri, toți cei care ne-am adunat aici suntem adunați pentru că facem afaceri, pentru că vrem să le facem mai bine, pentru că vrem să le mărim și așa mai departe, să avem cât mai multe și cât mai bune rezultate. Nu o să vă plictisesc cu slide-uri, am să pun doar un background ca să fie ceva frumos acolo. Vreau să vă întreb, credeți că Shakespeare a fost om de afaceri? Știe cineva dintre dumneavoastră dacă Shakespeare a fost om de afaceri? În general, când vă gândiți la Shakespeare, vă gândiți la partea literară a lui. Trebuie să vă spun că Shakespeare a fost și om de afaceri. Dar uite că nimeni dintre dumneavoastră nu și-l aduce aminte din perspectiva de business, ci toată lumea și-l aduce aminte din perspectiva filologică, hai să spunem. Deci din ceea ce a lăsat în zona spirituală, piese de teatru, sonete și așa mai departe. El a fost chiar un antreprenor de succes la un moment dat, având niște share-uri în compania de teatru în care juca, la Londra, și spectaculos și-a luat niște share-uri chiar și la biserica la care se ducea la Londra, el fiind din Stratford, n-ar fi avut voie să fie înmormântat la Londra, trebuia să fie înmormântat de unde se născuse, unde avea casa. Ca să poată să fie înmormântat la Londra, în ideea că ar fi murit subit, și-a luat niște share-uri la biserica la care se ducea la Londra, devenind acționar al bisericii din Londra. Sunt multe alte exemple și a extins o companie de teatru la Stratford, de unde venea. Deci a fost un tip implicat în business. Dar, repet, nimeni nu-și aduce aminte de Shakespeare ca de un businessman, ci toată lumea se gândește la el ca un mare talent în zona dramaturgiei. Sigur că nu o să vă plictisesc acum cu Shakespeare, o să vă întreb doar așa, dacă știți câte piese a scris. 37. Sunt 37 de piese în care se joacă, cum ne jucăm și noi aici, cu tot soiul de gânduri bune și care aceste piese, de fapt, l-au consacrat în tot ceea ce a rămas. Să devenim oameni de afaceri. Ce asta om de afaceri? A fi sau nu fi om de afaceri? Suntem oameni de afaceri? Nu știu, trebuie să vă spun că Dexu, dacă ați avut curiozitatea să vă uitați, nici măcar nu dă definiția om de afaceri. Nu există. Verificați de curiozitate. Deci în dicționarul explicativ al limbii române nu există noțiunea de om de afaceri. Există niște explicații la antreprenor și toți suntem, sau marea majoritate, antreprenori. Explicația însă este la fel de învechită. Antreprenorul e cel care conduce o întrepriză și dacă vă uitați la ceea întrepriză, are legătură cu construcțiile metalice și cu alte nebunii. Deci iar o dăm în bară. Probabil că societatea merge mai repede înainte decât Dexul și tot ceea ce ne propunem noi. Mi-a plăcut foarte mult expunerea lui Laurent, care într-adevăr a pornit-o dintr-o chestiune, hai să spunem, nesperată, de la grădinar, și a ajuns un, hai să spunem, antreprenor de succes. Există și opusul la chestia asta, ultimul împărat al Chinei a fost împărat și a ajuns grădinar în final, așa că s-ar putea să interacționezi undeva cu treaba asta. Da. Da. Ok. Ce spunea Walt Disney? Spunea așa că dacă ai un vis în care crezi, el poate deveni realitate. Și într-adevăr, apropo și de Ratatouille, Walt Disney a fost poate unul din cei mai mari oameni care a știut să se joace și care în final a lăsat tot ceea ce a lăsat. Nu știu dacă Walt Disney a fost businessman.